Unii optimiști, alții pesimiști, vorbim despre oameni din raionul Glodin. Cu toate că nu prea știu ce bun și ce rău aduce Moldovei aderarea la Uniunea Europeană, o parte din oameni sunt împotriva procesului de integrare. Care sunt cauzele ce îi împart pe moldoveni în două tabere diferite, încercăm să aflăm în reportajul următor. Despre procesul de integrare al Republicii Moldova, societatea visa la începutul anilor 2000, iar printre primii care au promovat ideea integrării Moldovei în Uniunea Europeană au fost comuniștii în campania electorală din 2005. Toate acțiunile lor până în 2008 au fost ajustarea legislației la standardele Uniunii Europene. Totuși, potrivit sondajelor sociologice, societatea este divizată vis-a-vis de acest subiect. Eu aș dori, în primul rând, să citesc ce au iscălit ei la acele 1000 de pagini și pe atunci îmi expun părerea. Europa nu ne dă mai nimic. Mai bine aș fi să ne unim cu Rusia. Cum ar fi un lucru bun? În ce crezi așa? De ce? Spre binele tuturor. Țara noastră așa nu-i stabilită bine financiar, dar dacă să intrăm în Uniunea Europeană, aș fi și mai rău, mă gândesc. Ce nu-i mai rău? Starea financiară scade foarte mult. Eu cred că este o idee foarte bună și cred că avem multe speranțe ca să se ridice țara noastră la un nivel cu mult mai înalt. Если Молдова присоединится в Евросоюз, я не вижу будущего у Молдовы. А почему вы не видите будущего у Молдовы? Ну а что может быть, что может дать Евросоюз Молдове? Будут хорошие дороги и построят завод по переработке мусора у нас? Да. Нет, я с Россией. Потому что получится, как болгары, что им помогло, что зашли. Ничего не помогло, так и нам ничего не поможет, еще хуже будет. Am o părere bună, eu știu, poate s-a rezolvat ceva cu vremea să trăiască lumea alea mai bine. Decât stai și să n-ai și mânca, mai bine acolo să faci un ban. Eu cred că vom trăi și vom vedea, nu se știe. Păi noi am fost în partea euroasiatică mai mulți ani și am văzut cu ce s-a încheiat această experiență a Republicii Moldova. Apoi Uniunea Europeană este ceva real, ceva ce funcționează de mai mulți ani, care a trecut și prin greutăți și prin crize, până la urmă s-a descurcat și eu cred că are un viitor mai bun. Ceea ce depinde de Uniunea Euroasiatică sunt mai mult declarații, acolo unde domină Rusia și chiar cei care au stat la baza acestei uniuni, care acum activează, sunt nemulțumiți că deseori Rusia dictează, așa precum a fost totdeauna și va fi în această Uniune. Deci noi vrem acolo unde Republica Moldova vrea acolo, unde se va simți partener egal, va avea un vot, o voce și unde se apără interesele și celor mici. Potrivit experienței țărilor baltice și celor situate în vecinătatea Republicii Moldova, aderarea la Uniunea Europeană duce la ridicarea nivelului de trai, modernizarea infrastructurii sociale, majorarea salariilor și pensiilor, dezvoltarea economiei. Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană are drept obiectiv crearea unui sistem judiciar și administrativ imparțial, independent și eficace.